Ce faceți? Bine, bine, vă așteptam. E bine. Votăm? Ce nu știm noi? Da, mă, dăm note? Alu, din nou. Ce faceți voi? Bine. Rupeți toți pe o canapea? E bine. Hai, că nu sunteți așa. Nu știu mult. De ce v-am chemat? Nu știți, nu? Nu v-a zis nimeni. O pereche de pantofi. Da. A, e defilare. E defilare, exact. Fetele sunt acolo ascunse și o să ne fac o surpriză, pentru că eu data trecută, când am venit și tot le-am explicat, nu știu dacă, cred că v-au povestit ele, da, nu? Da, și tot am vorbit. Fiecare fată a avut câte o temă să îmbrace, nu? Așa, și le-am dat mai multe teme. Da, da. Și pentru săptămâna asta și inclusiv pentru săptămâna viitoare o să-și aleagă tot teme, iar premiul pentru azi e acea pereche de pantofi, iar voi aici aveți niște note de la 1 la 4 și o să dați de la 1 la fiecare, 3, 6, unul 4, e cel mai mic, 3, 6, da. Nu contează, o să se ajusteze probabil în funcție de cine o să câștige și mărimea. Asta e așa, ca design și ca premiu. Oricum, ăla e premiu. Unul e cel mai mic, 4 e cel mai mare. Da. Voi dați notele și în același timp vreau să mă ajutați, adică... Păi am într-o. Ce merge așa că păi nu pot, frate, că am ăștia și mă fac așa. Nu pot, dacă nu pot, nu pot. Ce? Cred că o să-mi strâng pantofii, mă. Dar nu pot să merg în ei să merg pe ăla. Ce faci aici? Lasă-i mă, că n-ar nimic. Nu te mai gândi la ele, că... Nu te mai gândi la ele.